1125 de persoane au fost testate în ultimele 24 de ore în județul Suceava, dintre care 149 au primit rezultate pozitive la testul COVID. Suceava se află pe locul al patrulea în funcție de numărul de noi cazuri după București, Timiș și Cluj. Numărul total al sucevenilor testați pozitiv de la începutul epidemiei a ajuns la 18.592, dintre care 16.122 au fost declarați oficial vindecați. În total, în spitalele publice din județul Suceava sunt internați 395 de pacienți diagnosticați cu COVID-19 și 68 de persoane suspecte de infecție cu noul coronavirus. La secția de terapie intensivă a Spitalului Județean Suceava sunt internați 16 pacienți cu forme grave, dintre care 4 sunt ventilați non-invaziv și 4 sunt intubați ventilați invaziv. La nivelul spitalelor din județ sunt disponibile 76 de locuri libere în sectoarele COVID și 115 locuri pentru zona tampon. Pe de altă parte, 1128 de suceveni se află în carantină, iar 718 sunt izolați la domiciliu. În județul Suceava sunt 1437 de cazuri de COVID-19 în evoluție, iar incidența oficială la nivelul județului este de 1,85 la mie. Pe de altă parte, conform DSP Suceava, în cursul zilei de miercuri au fost vaccinați 1141 de suceveni, dintre care aproape jumătate la Spitalul Județean Suceava. Până acum, în județul Suceava, au fost vaccinate 14.973 de persoane cu prima doză de vaccin și 1.120 de persoane cu a doua doză. În cursul zilei de joi, în județul Suceava, erau programate la vaccinare 876 de persoane peste 65 de ani sau cu boli cronice.